face șaorma fără cartofi. Vai, mama! O, Erica, dar ce fain arată! Salutare și bine v-am găsit la un nou video! Încă nu mi-a venit vocea. Vreau să fac ceva de mâncare, ceva ce n-am mai făcut niciodată. Și o să văd ce reacție va avea Erica când îi voi spune. Hai să vedeți! Ce faceți, fetelor? Bine! Matematică! La ora asta matematică? Da! Eu! Ia, ce ai aici? Ia, uite! Exerciții! Ai de capul meu! Nasol! Erica, să știi că eu sunt la bucătărie și m-am apucat să fac ce de mâncare. Știi? Mami? Îi spunem ce face de mâncare? A? Spune-i! Sau să-i spun eu? Erica? Fac... șaorma! Șaorma de casă, da. Este pentru prima dată când, v-am spus, prima dată când facem așa ceva. Am emoții, nu știu cum va ieși. Tocmai mi-am dat seama că mai avem nevoie de niște varză pe care n-am cumpărat-o. Așa că am să mă duc să cumpăr și varză. Voi să aveți în continuare spor la teme. Și cât timp m-am dus să cumpăr varză. Bine, am cumpărat salată. Mami deja vine la bucătărie. Nu, n-am găsit varză, am luat salată. Adică am găsit și varză, dar am vrut să ia pentru că era foarte mare, era uriașă, nu era mare. Și am luat salată. Asta ca să nu face risipă. Eu pun pieptul de pui. Mami se ocupă de ea. Ai, ce fain sună! Punem acum repede. La grătărit pieptul de pui. La țigaie fără nimic, fără ulei, fără absolut nimic. Ia uite-l. Așa. Iar alături facem cartofii prăjiți. Oi, 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 ce fain e acolo. Iar eu urmează să pisez stâng, stâng, usturoiul. Erica a rămas să-și termine problema și imediat vine și aici pentru că va trebui să ruleze prima ei șaorma. Erica, deci nu se poate, tati, să faci șaorma și tu să nu vezi cum se face. Vino încoace. Odine tocmai a făcut bai și nu mai băgăm în bucătărie că se umple de miros. Salut, Odine! Salut! Erica a fugit. Ai văzut? Deci, aici am pisat niște usturoi. Gustă, gustă, gustă! Am pisat usturoi peste care am adăugat iaurt grecesc. Gustă-l, gustă-l, ai voie! Poți să guști, e bun. Este prea mult? Nu știu, că nu l-am gustat. Cum e? E cu usturoi, cum îți place ție. E sos din ăla cu usturoi fain. Nu m-am așteptat la asta. Ia uitați cărnița cum s-a făcut! Cum s-a făcut! Mai merge niște usturoi sau ce? Nu, e bine așa că după aia nu o să mănânc. Exact. Dar nu se poate carne din aia, fix că acolo. Dar n-avem, tati. Nu am rotisor, mamă. Ar trebui să avem chestia aia montată aici, peste care să punem bucățile de... Să știi că se poate face la cuptor cumva. Dar de fapt nu, că trebuie să fie rotisor continuu. O să fie bună, crede-mă. Crede-mă. Ia uitați aici cum arată! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Cum e? Tati, dar vreau să... aia, dar e bună, nu? Să știi că nu e la fel de prăjită, n-are cum făcut la tigaie ca să iasă cu o fache. Ți-a fost dor? Ascult un pic. Vrei să punem în șaorma și cartofi? Oleu, cartofi punem. Castraveți murați? Asta vreau să întreb. O vrei cartofi curat sau fără? Și noi, mama, o să ne punem cu castraveți, nu? Vrei cu mulți cartofi! Vrei cu mulți cartofi? Da, și multă carne și multă salată. Trebuie să fie multe. Da, da, știi care e problema? Eu cred că, de fapt, acolo este o porție pentru 2 șaorma, nu pentru 4. Unde, aici? Da, eu așa. Asta zici? Nu cred. N-are cum. N-are cum. Și totuși, mama a avut dreptate. O să vedeți imediat de ce. S-a așezat Erica aici pe poziție, are ingredientele la dispoziție. Mami între timp mănâncă. Uitați, uitați cum e și așa. Fiecare și-a făcut. Mama, dar ce fain arată ta, mami. Deci așa arată. Așa arată lui mami și așa arată a mea. Mama și-a pus mai mult sos. O, Doamne, nu este corect, nu este. Uite cu ce poftă mănâncă. Ia, Erica, luăm de aici lipia, o aruncăm în farfurie și începe. Ai ingredientele aici, puneți ce vrei. Pui sosul, cam 2 lingurițe, întins. Cred că mai merge una. Mai merge. Și acum întinzi așa, cu... așa. Așa, așa, pam, 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 pam. Uniform. Mama, dar nu mai mânca așa, că îmi faci poftă, mama! Poți să spui ceapă prima dată, după aia carne, după aia salată, roșii și castraveți. Uite, ai și cartofi aici. Ah. Ia să vedem. Ce? Nu mi-am pus cartofi. Te-am întrebat dacă ți-ai pus cartofi și ai zis... Ai zis că ți-ai pus. Deci nu cred așa ceva. Nu se poate șaorma fără cartofi. Vai, mama! O, Erica, dar ce fain arată! Mama! Ia uitați un pic, uitați-o. A pus și sălății. Poți să iau asta? Am luat-o. Am luat-o deja. Mamă, ce-am făcut aici? Și acum? Orlezi la un capăt, așa, și după aia din partea cealaltă îi dai. Nu știu. Nu știi? Deci ai dat-o aici așa odată, le faci așa, și acum, de aici, începi să faci așa. Uite așa. Hai, mai pune roșii. Pune... Voi v-ați făcut vreodată șaorma acasă? Pentru noi este prima dată când facem așa ceva. Hai că te ajut, uite. Deci, ai dat asta odată așa, ca la plătite tata, ca stingură compoziția. Așa și începi. Stai. Deci, cam așa arată șaorma Ericăi. Punem imediat. Cred că nu merge cu hârtie din aia, cred că trebuie cu folie. Nu avem altceva, da? Aoleu. Trebuie cu folie de aluminiu. Erica, ține tu șaorma ca să-ți o pună tata în aluminiu, că nu merge. De sus, așa. Mamă! Nu așa, măi, tata, măi! O strângem așa, exact ca la restaurant. Da, fetele astea, dacă n-au mâncat șaorma în ultima vreme, nu știu cum se face. Tu ai făcut o lată, da? Că uite ce ai făcut cu capătul. La restaurant când te duci se face așa, se bagă aici așa și aici la fel. Și tu când ajungi acasă, o iei frumos, o rupi și începi să mănânci. Așa se rulează o șaorma corect. Și acum să-l chemăm pe Odine. Imediat. Odine! Vrei să-ți faci singur șaorma? Nu vrei? Nu vreau să-mi fac, vreau doar șaorma. Vrei doar șaorma? Deci Odine nu vrea să-și facă șaorma, nu pot să cred asta. Eu nu știu cum să faci. Te învăț eu, tate. Pe Erica am ajutat-o, te ajut și pe tine, vrei? Se pare că Odine nu vrea să-și facă singur șaorma, vrea doar să o mănânce. Hai să vedem ce a făcut Erica. Ioi, ce avem aici, Eri? Ia. Vreau șaorma. Imediat, o pregătește mami acum. Ia uitați, uitați cum arată aici. Mamă ce a făcut Erica, mamă ce șaorma și-a făcut. E mai bună decât cea de la magazin? Nu? Asta am zis și eu, la fel. Exact, deci exact aceeași părere am avut-o și eu. Nu a ieșit ca cea din comerț, din păcate. Asta e. Că degeaba spui tu că șaorma nu este ca aia din magazin, de la fast food, de fapt. Problema principală este faptul că noi nu folosim maioneză. Da, într-adevăr. Folosim doar iaurt. Nu m-am gândit la asta, într-adevăr. Exact, un impact major. Adică nu pot să pun atâta maioneză și să dau copiilor. Nu, cu siguranță nu. Uitați-vă un pic ce cantitate e aici, adică totuși. Acesta este doar iaurt grecesc. Ia să vedem reacția lui tine. Erica, cum a ieșit? Cum este? Îți place? Poftă mare! Ia uite, Odine, ce am aici pentru tine. Ai, 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 poftă bună! Hai, mușcă, de ce te strâmbi? Așa e la început. Ha, 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 ha. Îți place? Din păcate, experimentul nostru cu șaorma nu prea a avut succes. Dar asta nu înseamnă că nu a ieșit bună. Odine, ți-a plăcut, tati, sau nu ți-a plăcut șaorma? Spune-mi! Mi-a plăcut asta și așa. Așa și așa, eram sigur. Asta e situația. Poate că data viitoare ne va ieși mult mai bine. O să punem poate mai mult sos, mai multe ingrediente, o să punem și castraveți murați, o să punem și nu știu, varză în loc de salată, cum am făcut acum, cine știe. Dar o să vedem data viitoare. Vă, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și, bineînțeles, să vă abonați și, dacă vreți, puteți încerca și voi shaorma. Chiar dacă nu a ieșit ca cea din fast food, este mult mai sănătoasă asta. Mie îmi place și așa.